Au fost oprite pentru verificări 110 autovehicule conduse pe DN1C, Baia Mare, Lăpușel, Satolung, Drumul Județean 108A, Fărcașa și Drumul Național 18 Borșa Petrova. S-au dat 81 de amenzi, 64 pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Valoarea amenzilor aplicate a depășit suma de 50.000 de lei. Ca măsură complementară, polițiști au dispus reținerea a nouă permisă de conducere și retragerea a trei certificate de înmatriculare. Aceste activități vor fi desfășurate și în perioada următoare.